Un bărbat a fost amendat cu 12.000 de lei după ce și-a abandonat câinele. Polițiștii au fost în teren să-l caute pe patruped, dar nu l-au mai găsit. Conform Digi24, fapta bărbatului a fost observată de o trecătoare care a anunțat protecția animalelor din Ilfov. O doamnă ne-a scris pe Facebook în data de 3 iunie că un bărbat a oprit mașina undeva în zona mănăstirii Căldărușani, comuna Gruiu, a deschis portbagajul, a scos un câine din sac și i-a dat drumul. Femeia a încercat să explice că fapta lui înseamnă abandon, dar lui nu i-a păsat. Noi am trimis imediat fotografiile primite Biroului Protecția Animalelor din cadrul IPJ Ilfov. Doamna care a văzut totul a dat declarație la poliție, a transmis pe Facebook Protecția Animalelor din Ilfov. Potrivit sursei citate, bărbatul a fost amendat cu suma maximă prevăzută de lege, respectiv 12.000 de lei. Polițiștii au fost în teren să caute câinele, dar nu l-au găsit. Din cauza traumei, s-a speriat și a fugit. Mulțumim enorm poliției pentru implicare, am colaborat foarte bine în acest caz și ne-am mișcat repede. Și de asemenea, mulțumim enorm doamnei care ne-a scris. Nu trebuie să rămânem indiferenți, rețineți, abandonul animalelor se pedepsește cu amendă de până la 12.000 de lei. Niciodată nu vom scăpa de problema animalelor de pe străzi, dacă vom continua să aruncăm suflete la margine de drum. Legea este lege pentru toată lumea, se mai arată în postare.